Cuvântul care ne l-a dat Domnul în această seară, fie prin fratele, fie prin cântarea celor mici, toate și multe altele ne aduc aminte că avem nenumărate motive să-L lăudăm pe Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele! În această seară continuăm studiul biblic Crizele tinerilor în postmodernism, cu o ultimă criză din această serie, criza plăcerilor și poftelor firii. Și vreau să menționez de la început că plăcerea a fost o ofertă divină prin creație. Dumnezeu a creat grădina Edenului. Eden înseamnă plăcere. Dumnezeu a fost primul care a rostit acest cuvânt, când i-a spus omului că poate să mănânce după plăcere din toți pomii din grădină. Numai că n-a durat mult și a venit diavolul cu o altă ofertă, tot de plăcere. Și așa cum am citit din Genesa, capitolul 3, Eva și imediat Adam, ceea ce înseamnă că atât femeile cât și bărbații sunt vulnerabili la plăcerile care diavolul îi provoacă pe oameni. Și vă rog să vă gândiți că atunci când s-a întâmplat tragedia asta, Adam și Eva nu erau bătrâni, erau tineri. Că diavolul cu preponderență la tineri vine cu această ofertă a plăcerilor. Și în Genesa, capitolul 3, versetul 6, am citit, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. De unde a văzut? A avut ea vreo analiză de laborator? Mai gustase vreodată? Și aici s-a părut ei. Era plăcut de privit. Dar cine stabilește criteriile a ceea ce este frumos sau urât? Și pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Iată că a fost atrasă, ispitită în întreaga ei ființă. Și fenomenul se repetă. Pentru că scrie în Iacov, capitolul 1, versetul 14, că toate fetele sunt nu mai mult decât o Evă și toți băieții nu sunt mai mult decât un Adam. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Aici e păcăleala, la poftă. Și ce urmează? Apoi pofta când a zămislit, deci atunci când o lăsăm să se consume, când îi dăm curs, dă naștere păcatului. Așa s-a săvârșit primul păcat și așa multe altele. Și ce urmează? Și păcatul odată făptuit aduce moarte. Vreau să rețineți ideea aceasta. Dumnezeu are o ofertă variată de plăceri, însă acestea sunt în limitele naturale, în limitele sfințeniei. Diavolul are și el o altă listă de plăceri, dar care ne face să trecem dincolo de aceste limite care Dumnezeu le-a stabilit. Asta citim și din Cartea Deuteronom, capitolul 14, cu referire la zilele de sărbătoare, atunci când poporul putea să se bucure. Versul 26, acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori. Rețineți, o gamă variată. Boi, oi, vin, băuturi tari, tot ce îți va plăcea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Tot ce îți va plăcea. Da, numai tot în Deuteronom scrie, în capitolul 29, versetul 19, despre aceste limite, până unde ne putem întinde, până unde Dumnezeu ne permite plăcerile. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui să zică, voi avea pace, chiar dacă aș urma pornirile inimii mele, chiar dacă aș adăuga beția la sete, să treacă dincolo de bariera lăsată de Dumnezeu. Deci încă din grădina Edenului și pe tot parcursul istoriei și acum cu atât mai mult, oamenii au ocazie să guste din oferta, din momeala diavolului. Astăzi, în postmodernism este o aviditate după plăceri, poate fără precedent, pentru că niciodată n-au fost atâtea produse. Niciodată în istorie n-au fost atâtea reclame. Și statisticile dovedesc că omul la reclame nu rezistă mult. Reclame pentru mașini, pentru haine, pentru mâncare și oamenii sunt în stare să facă și cheltuieli pe datorie, pentru că nu rezistă acestor provocări la pofte, la plăceri. Cred că și turismul este o dovadă a faptului că oamenii nu rezistă provocărilor și consumă peste limitele veniturilor lor, peste limitele îngăduinței divine și în toate acestea se fac vinovați. Problema este că ispita nu-i doar afară, este și înăuntru în biserică. Spune în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, adică aceea care le limitează poftele și plăcerile în limitele stabilite de Dumnezeu. Îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Observați cele două cuvinte care constituie criza. Pofte și plăceri. Numai că asta aduce durere, aduce necaz. Tot pentru vremea noastră, asta e o criză specifică vremii noastre, scrie în 2 Petru 3:3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri. Deci ceea ce spun eu este în disgrația societății noastre, care vor trăi după poftele lor. Și în aceeași idee scrie și Iuda în epistola sa, nevoit să scrie, versetul 18, în vremuri în urmă, oamenii vor trăi după poftele lor nelejuite, adică ieșite din limitele permise de Dumnezeu. Haideți să observăm câteva cauze, câteva crize. De fapt, cum se ajunge în această stare? Libertatea este un factor care contribuie la extinderea terenului minat pe care oamenii pășesc. De fapt, este un complex de împrejurări, pentru că și curentul acesta ne vine din lume. Dacă începând cu secolul XIX a apărut evoluția ca și un concept tot mai larg acceptat, care a pătruns și în mediul creștin, statisticile din Occident în prim plan evidențiază că procentul slujitorilor care cred în evoluție este mai mare de 50%. E ceva îngrozitor. Ei, pe acest fond, în aceste concepte, oamenii cred că evoluția trebuie să continue și omul trebuie să guste tot ceea ce poate să atingă. Dar nu e altceva decât o reeditare a minciunii diavolului din Eden. Veți fi ca Dumnezeu. Și toată viața se face că este o căutare după plăceri. Tot ceea ce a apărut nou nu este o atingere a fericirii, ci o căutare a ceea ce ar putea să fie fericirea. Și uneori, toate cu niște prețuri mari. Și prețul cel mai mare este că se consumă viața. Așa cum, dacă vă amintiți, am vorbit în prima lecție că tinerețea e perioada cea mai scumpă a vieții și asta se consumă. Dumnezeu, repet, a dat libertate. Eclesiastul 11:9, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, dar să știi că Dumnezeu te cheamă la judecată, adică să vadă, ți-ai păstrat plăcerile în limite sau ai ieșit în afara a ceea ce este bine și sănătos. Pentru că, spune Scriptura în Galateni, capitolul 5, prezentând lista faptelor firii pământești, aici sunt plăcerile. Încep cu păcatele trupului, și vă rog să observați, nu se termină lista cu alte păcate ale trupului. Începe cu preacurvia și nu se termină, pentru că scrie în final, în versetul 21, și alte lucruri asemănătoare cu aceasta, se termină cu îmbuibările. Între aceste limite este acest consum. Acum suntem în plină vară. Vă spuneam că oamenii n-au limite. Unde se adună lumea și unde este magnetizat și tânărul creștin, dacă nu-i născut din nou și încă trăiește în fire? la apă, acolo unde este mocirla lumii. Vă spuneam că în Suedia există un lac unde este inscripționat în piatră, căci cu ani în urmă, acolo bărbații și-au permis să meargă împreună cu femeile la apă. Și asta li s-a părut ceva fără precedent. Deși atunci se mergea cu costumație tip maieu și pantalon până la genunchi. Unde s-a ajuns astăzi, nu trebuie să spun, știe oricine. Distracțiile cotidiene, la care se adaugă pe lângă ceea ce este live, toate plăcerile de ordin virtual, pentru că, așa cum vă spuneam, oferta diavolului este fără precedent și libertatea care se vrea să fie acordată și de către noi slujitorii, de către părinți, să nu le fie interzis oamenilor nimic, să guste totul. Așa cum bietul Solomon și-a permis și el să treacă peste limitele divine când a zis, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Și ochiul, zicea el, numai că nu se satură de privit. Vreau să vă citesc două versete din profetul Isaia ca să vedeți ce afirmă omul lui Dumnezeu despre aceste plăceri, Isaia capitolul 1, versetul 29, și care ar trebui să fie de fapt și mentalitatea noastră. Vă va fi rușine de terebinți în care găseați plăcere, aia erau distracțiile vremii, și veți roșii din pricina grădinilor în care vă desfătați. Tot Isaia, capitolul 21, versetul 4, o profeție pentru Babilon, pentru lumea aceasta, îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza, noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Exact, este surprins și momentul de timp, serile, nopțile, este prezentat felul în care se consumă. Să vă dea Domnul tărie, dragi tineri, să rezistați acestor provocări. Deci, în primul rând, se încearcă să fiți seduși la nivelul minții că aveți libertate. Asta a discutat diavolul mai întâi cu Eva. E voie sau nu e voie? Nu e voie. Ba da, se poate, încercați. În al doilea rând, vă rog să observați că aceste dorințe nelimitate, care la voi, la tineri, datorită sănătății și altor aspecte de ordin biologic care vă sunt specifice, atracția este mai mare, tehnologia actuală permite, diavolul, ca să fie înșelăciunea mai mare, încearcă să dea acestor plăceri o nuanță religioasă. Pentru că a merge doar la strand unde merg ceilalți, să te bucuri că e vară și să te răcorești, a merge doar la o discotecă unde merg ceilalți, ar părea prea de tot. Dar diavolul îți creează tabără pentru creștini, unde să fie și apă și dans. Sau nu este încă așa ceva în România? Am văzut eu, este. Cineva m-a sesizat și este. Pentru că diavolul vrea să ne ofere plăcere aparent în interiorul zidurilor bisericii, dar depășind limitele sănătoase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Așa am citit în 2 Timotei 4:3, vor da învățători după poftele lor. Într-o biserică, știu concret situația, tinerii au fost răsplătiți cu fonduri sfinte, am spune, să meargă o zi la Felix, să se trateze, probabil, nu? De reumă. Pentru că mentalitatea a devenit foarte permisivă. Dar se încearcă a se da o conotație religioasă. Numai că odată împletite lucrurile, ele își pierd culoarea albă. Spune Scriptura despre incidentul prezentat în Numeri 25, atunci când băieții evrei, și cu siguranță că și fetele în partidă cu alți băieți, dar băieții sunt prezentați mai întâi în această stare de ispită, scrie aici, poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Erau poftit poporul la jertfe Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. A fost totul legat de poftă, de mâncare, dar atunci idolii cananiți aveau în cultul lor și aceste orgii nebune. Vreau să vă reamintesc, dar tineri, sfatul apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Dacă credeți că puteți rezista sau credeți că toate astea pot să aibă o nuanță creștină, dacă credeți că se poate merge la sală să jucați fotbal, la un local să jucați biliard, să ascultați, știu eu ce muzică, ce este acolo, să știți că lucrurile sunt amestecate și acest sincretism este foarte periculos și păcătos pentru sufletul vostru. 1 Petru 1,11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești. Pentru că e ceva care te atrage, îți place. Dar ce se întâmplă? Se războiesc cu sufletul. Și dintr-o dată înăuntrul tău a început lupta. Și vei fi răpus. Spunea o fată, diavolul m-a dus la sală spunându-mi că nu arăt bine. N-am avut nicio altă intenție. Muzica de acolo, relațiile care au urmat, m-au făcut până la urmă să-mi pierd tot ce aveam ca tânără. Și spunea ea, nu m-am gândit că ajung acolo. Dar n-a rezistat acestei provocări. Tot din Petru, citim din a doua Petru, capitolul 2, versetul 13, ca o dovadă în plus că aceste fenomene se pot petrece fie în mediul laic, fie în cel aparent religios. 2 Petru 2 cu 13, își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor, fericirea lor se trăiască în plăceri, ziua în amiaza mare, în plăceri. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Tot mai multe sărbări, onomastice, zile de naștere, majorat ca specială și multe, multe alte. Și toate astea se fac sub ispita plăcerii, a poftelor. Domnul să vă dea biruință. În al treilea rând și doar întreagăt menționez că aceste plăceri nelimitate agravează criza consumului și a împrumuturilor, dar de asta am vorbit într-o lecție anterioară. Vă spun doar că în loc să aveți ceva pe când vă căsătoriți sau dacă sunteți deja căsătoriți, nu o să aveți altceva decât datorii. Eu vă recomand să fiți atenți și când vă faceți nunta. Din statisticile mele, singurii care câștigă sunt proprietarii de localuri. Nu prea câștigă cei în cauză. Dar amintiți-vă de Solomon. El a fost mult mai bogat decât ne-am putea permite noi și măcar să ne gândim. Chefurile lui au făcut ca în final să fie probleme financiare în țară, la sfârșit. A trebuit să mărească impozitele. Pentru că dacă și-a permis împăratul, și-au permis cu vremea toți. Crizele mondiale din ultimii 100 de ani au un fond, privind sub o analiză economică, contabilă, tocmai luxul și plăcerile. Pentru că oamenii au făcut cheltuieli fără acoperire. Asta începând cu cei din Statele Unite. Căruia sistemul bancar le-a permis să ruleze din contul curent pe minus și astfel într-o zi situația să fie problemă. Țin minte că la Roma, când mergeam cu frații la muncă, mi-au arătat, erau niște blocuri, se construiau într-un cartier, un muncitor, un italian, vreo 60 de ani. Și-l vezi? Tocmai atunci veniseră antreprenorii să inspecteze. Deci ăștia doi și cu muncitorul ăsta au fost toți trei colegi. Dar el a fost mai mare ca ei, ca vârstă. El a inițiat pe ăștia alți doi. Dar atât a fost un om de dat plăcerilor și afemeiat, încât a consumat tot ce a avut. De milă l-au lăsat să locuiască într-unul din apartamentele ce le-au făcut într-un bloc vecin și îl țin să lucreze până la pensionare. Ceilalți doi au rămas antreprenori, el, pentru că n-a știut unde sunt limitele. A ajuns un biet muncitor ca românașii noștri, care cu siguranță munceau să-și facă casă. Deci toți sunt mai sus și mai bine decât el. Și un ultim aspect, în final, plăcerile dezlănțuite, poftele necontrolate, unde duc? La fericire? La împlinire? Au gust? Știți care e sfârșitul lor? Orgii și sânge. Studiați viața imperatorilor, sfârșitul imperiilor. Cum a sfârșit Imperiul Babilonian? Care a fost acea noapte a plăcerilor de care am citit din Isaia 21? N-a fost o seară de ospăț? În care și-au permis să profaneze vasele sfinte. Daniel n-a fost acolo, a fost chemat de urgență și prin Duhul le-a rostit sentința. Așa a sfârșit cel mai ilustru imperiu, capul de aur, în tragedie. Și așa a fost sfârșitul tuturor altor imperii. Se spunea în antichitate, din 10 măsuri de bogăție de pe pământ, 9 sunt la Roma. Ce s-a ales de ea? Nimic. S-au pierdut toate. Apocalipsa 18 este imaginea lumii de astăzi. Oameni, cum vă spuneam, avizi după plăceri, spicuim de aici doar ceea ce scrie de la versetul 19. Oamenii își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare a care belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți ce aveau corăbii de pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Și știți detaliile, spune la un moment dat aici, în versetul 23, lumina lămpii nu va mai lumina în tine, nu se va mai auzi în tine glasul mirului al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Domnul să ne păzească de toate acestea. Pentru că cei ce își dau drumul plăcerilor, gândiți-vă la actori, la cântăreți, toți sunt niște drogați care sfârșesc prin a se sinucide. Este o excepție să vezi un astfel de bărbat sau femeie din lumea căutată care să ajungă la bătrânețe. Sfârșesc ca niște nenorociți. Și culmea ar fi să vedem unde ajung ei, să mergem într-acolo, dar să spunem că noi mergem numai încet. Pentru că nu se ajunge dintr-o dată acolo. Permisivitățile sunt treptate, diavolul mută gardul treptat. În timp ce predicam aici, a sosit un bilet, am înțeles că sunt tineri care merg undeva pe aici, pe aproape, unde se mai ieși și dansează. Asta să fie păcat? Astăzi dansează, mâine vor cădea pe jos. Astăzi își permit să stea băieți cu fete împreună în adunare, ceea ce nici asta nu e ceva sănătos pentru un om normal, că Dumnezeu a făcut parte bărbătească, parte femeiască și bine părțile astea și în adunare să stea la locul lor. Vor ajunge la lucruri tot mai permisive, tot mai permisive. Astăzi citeam o statistică despre New York în anul 1950. Și diferența 50 de ani mai târziu e îngrozitor. Delicvența juvenilă mai mare de 5.000 de ori la sută. 5.000%. Fetele care au probleme înainte de căsătorie, de 995% cifra mai mare. Dacă în 1950 în New York se nășteau 3% copii din relații nelegitime, în anul 2000 procentul de copii născuți din relații nelegitime e de 64%. Vă dați seama? Dacă în 50 se spunea că New York e un oraș rău famat, acum știți cum este considerat? Un oraș fără prejudecăți, liber de prejudecăți, în care totul este free. Poți să faci ce vrei, nu ai limită. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Și să ne păzească, să nu uităm că America nu e formată din indigenii ce au trăit înainte de Columb. E formată de creștini emigrați din Europa. Să-i păzească Domnul pe românii noștri. Vreau să prezint trei soluții. În primul rând, restructurarea, restaurarea ființei umane. Duhul să preia controlul trupului. Și asta nu se poate numai în relație cu Domnul. Și asta nu se poate fără cuvânt, rugăciune, meditație și post. Tineri dragi, postiți? Asta e dovada că Duhul a preluat trupul sub control. Care spune, nu pot, am poftă de mâncare, nu pot. Înseamnă că își comandă trupul. Care spune, astăzi nu mănânc. Până de seară, la ora 6, până la ora 20. La asta comandă Duhul. Am o cauză nobilă. Vreau să postez, să mă pot apropia de Dumnezeu, să mă pot căsători. Care își impune, mă voi ruga. Meditația aia este foarte importantă. Muzica ce merge non-stop în mașini sau cu căști este o pacoste pentru minte. Biblia recomandă meditație, a cugeta, să faci liniște în suflet, să te gândești, să-ți aduci aminte. Cum vrei să-ți aducă Domnul aminte, Duhul Sfânt care ți l-a dat, în timp ce merge muzica într-una? Nu poți. Ai nevoie de liniște și asta te va ajuta. Vreau să vă citesc în privința aceasta a controlului din Romani, capitolul 6, versetul 12, cuvintele Apostolului Pavel, și asta este pentru toți cei botezați, dacă și născuți din nou. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Și cum se poate asta? Și să nu mai ascultați de poftele lui. Pofta-ți reclamă, vreau suc, mesete, vreau apă minerală. Nu-ți dau, Adame, stai că iar te dă afară din grădină. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Deci să-ți exerciți un control al Duhului. Spune în Efeseni, capitolul 4, Apostolul Pavel, de la versetele 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Deci să nu-i respecti pretențiile, să nu-i asculți dorințele. Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Să fie comenzile date de la minte. Asta fac, asta e bine, Dumnezeu să vă ajute. Și mă adaug doar Galateni, capitolul 5, versetele 24 și 25. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus. Și dacă m-aș opri aici, cine este al lui Hristos? Tu ați ridicat mâna, nu? Dovada. Și-au răstignit firea pământească. Și am putea să spune și noi am răstignit-o, dar trebuie răstignită la pachet. Împreună cu patimile și poftele ei. La unii așa le joacă piciorul în gheată, că au fost buni fotbaliști. Piciorul și-o încuie, pe cruce cu el. Pentru că numai așa se poate. Să exerciți control prin răstignire. Asta înseamnă forță. Să-ți impui și Dumnezeu îți va da putere. Amin. Un al doilea sfat. Vreau să plec de la ceva din Vechiul Testament. Citesc din Numeri, capitolul 15, versetul 37. Era ceva interesant în felul în care Dumnezeu a poruncit evreilor să se îmbrace. Vorbește copilul Israel și spune-le să-și facă din neam în neam. Asta e modă ce nu trebuie să se schimbe. Un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor lor. De ce trebuiau ciucurul ăsta așa? Ascultați. Când veți avea ciucurile acestea să vă uitați la el și să vă aduceți aminte toate poruncile Domnului să le împliniți, să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să nu vă lăsați târâți la curvie. Și le-a pus Dumnezeu la evrei un ciucur la veșmânt. Cum să nu vă pune și voi unul, spune, fratele, o să ne-o da voie. Că nouă trebuie să ne aducă aminte Duhul Sfânt. Nu trebuie să mai vezi vreun clopoțel. Și știi care e ultima roadă a Duhului Sfânt? Înfrânarea poftelor. Atâta se bate monedă în vremea noastră pe dragoste. Dar de ce nu mergem până la capăt, să lăsăm pe Duhul să-și facă întreaga postată? începe cu dragoste, se termină cu înfrânarea poftelor. Adică sunt lucruri care le veți face de plăcere. Mi-e drag să cânt, da, să te rogi. Să postești, ți-e drag? Tot Duhul Sfânt le realizează toate. Roada Duhului din potrivă este înfrânarea poftelor. Dumnezeu să vă dea puterea aceasta. Solomon nu și-a cusut pe hainele lui de aur un astfel de ciucure. Sau nu l-a văzut? Zice în Cartea Eclesiastul, capitolul 2, versetul 10. Tot ce mi-a poftit ochii le-am dat. Solomon, n-ai văzut ciucurile. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Și tot el scrie în 6:7, totuși poftele omului nu se împlinesc niciodată. Pe bună dreptate se spune că și poftele sunt ca apa mării, omul nu se satură niciodată. Și adaug cele scrise de Petru 1, Petru capitolul 4, versetele 2 și 3. Asta e după botez. În vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Să trăiești în Eden cu ceea ce Dumnezeu ți-a îngăduit. Ajungi în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului, ați trăit în desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri idolești neîngăduite. Ajunge. Domnul să vă dea tăria necesară și puterea de a vă înfrâna. Spune un vers, să te înfrânezi astăzi cât încă ai tărie. Îmi place mult cântarea aceea. Și atunci când vei fi ispitit, spune versul, nu-ți vei da cerul pe o mâncare. Așa a pierdut Esau dreptul de tine născut, n-a putut să se înfrâneze. A zis, mor, ce credeți că murea? Cu siguranță că nu murea. Dar n-a rezistat acestei pofte. Și un al treilea sfat care vi-l dau, regăsirea plăcerilor sfinte. Asta ne va salva. Prin ceea ce am spus, prin ceea ce afirmă Biblia, Dumnezeu nu vrea să ne punem nici obloane, nici să ne închidem într-o chilie. Dumnezeu ne-a chemat să ne bucurăm și să avem plăceri, dar sfinte. Dumnezeu te lasă să te bucuri de nevasta tinereții tale, să fii îmbătat de dragostea ei, dar Dumnezeu nu te lasă să flirtezi. Dumnezeu te lasă să te căsătorești, dar după ce te-ai căsătorit, nu te mai lasă să te gândești sau să te uiți după o altă femeie. Da? Dumnezeu te lasă să consumi ceea ce este sănătos, dar și în privința asta se încearcă a se rupe barierele și n-a fi permis consumul de alcool și n-a fi îngăduite prezența credincioșilor la diferite festivități sau la nunți lumești și la alte lucruri păcătoase. Hai să citim în privința aceasta ceea ce scrie în profetul Isaia, capitolul 65 și 66. Aici se face referire la condamnarea divină pentru evrei care n-au înțeles. Scrie de la versetul 12, vă sortez săbiei. Dar cu ce s-au făcut vinovați? Ați ales ce nu-mi place. Dar Domnul vrea să nu avem plăceri? Ba da, scrie versetul 14, iată că robii mei vor cânta de vesele ce le va fi inima. Voi veți striga de durerea ce veți avea în suflet. Vă veți boci de mâhnit ce vă va fi Duhul. Pentru că, așa scrie și în 66 cu versetul 4, de aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor, voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat n-au răspuns și când am vorbit n-au ascultat, și-au făcut ce este rău înaintea mea și-au ales ce nu-mi place. Mi-am amintit de un frate care mi-a povestit că atunci când s-a pocăit era un fumător înrăit și cineva l-a chemat la evangelizare să-i ducă cu mașina, contra cost. Când s-a terminat slujba, pe care n-a putut-o urmări în întregime, a trebuit să iasă de 4 ore afară să fumeze. La urmă, cel ce l-a invitat, l-a prezentat la predicator și i-a zis, uite, un pocăit de la noi din sat, dar până una altă miroase a țigări. Dar el nu era pocăit. Dar fratele a rostit așa prin credință și zicea: așa mi-a fost de scârbă de mine în ce plăceri mă complac. Am scos pachetul de țigări din buzunar, l-am pus o roata mașinii, cu brichete, cu tot, m-am suit la volan să-l calc atunci, m-am dus acasă și am hotărât să mă întorc la Domnul. Dar zice, eram un cafengiu împătimit, nenumărate pe zi, era șofer de tir. Și a vrut să postească. Și să postească la ora 10, dureri de cap îngrozitoare. Măi, om la 43 de ani nu pot posti. A încercat numai să bea cafea și să nu mănânce. Până seara n-au probleme. Cum adică m-am lăsat de țigări și nu mă pot lăsa de cafea? Zice, nu mai beau nici dacă mor. Și povestea fratele, 10 zile m-a durut capul îngrozitor. S-a mutat în altă cameră să nu-și mai derele soția, că nu putea dormi noaptea. A zis, mor sau trăiesc? Domnul care m-a ajutat să mă las de fumat, mă va ajuta să fiu liber de patima cafelei. Și după 10 zile de rugăciune și înfrânare, Dumnezeu l-a eliberat. A spus, frate, dacă mai ai nevoie să beau o cafea, o beau, dacă nu mai beau o lună, nu mai beau, nu mai sunt dependent sub nicio formă. Domnul m-a făcut liber. Să vă dea Domnul harul să puteți găsi plăcere în alte lucruri. Să vă bucurați și de un pahar de apă din ăla care va fi răsplătit. De cafea nu știu dacă e răsplătită la cine vă dă, numai așa dacă sunteți obosiți. Altfel mă îndoiesc. Așadar, nu uitați, spun în final, care e soluția pentru o lume care ne provocă la fiecare colț. Și nu se poate să deschizi computerul cu acces la internet să nu te izbească o reclamă. Sau se poate? Poate voi știți mai bine. Credincioșii sunt cei care rezistă. Pentru că diavolul vrea să ne scoată din rai ca și pe Adam și pe Eva. Sunt destule acolo. Noi trebuie să înțelegem că Duhul trebuie să preia controlul. Și asta trebuie prin prezența Duhului Dumnezeu în noi, dar întreținut cu rugăciune, cu post, cu meditație, cu citit Biblie. Trebuie să învățăm lecția înfrânării, că noi încă trăim în carne păcătoasă. Nu există pocăit care să nu mai aibă nicio atracție firească. Numai înfrânarea te vindecă. Știți cazul acela, și-l povestea fratele Totoraș, că unul după ce s-a pocăit a postit 10 zile. S-a dus la el și a zis, mi-a murit firea pământească. Dar asta numai de la foame. Și după ce a început să mănânce, a zis, nu-i mort, iar am gusturi. Și ce-i de făcut? Să postești mereu. Când vezi că e prea vie, dai să moară. Pentru că nu există aleac decât înfrânarea poftelor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să trăim totalmente înfrânați. Nu avem voie să gustăm și să ne bucurăm. Ba da, numai să selectăm frumos plăcerile. Ce place Domnului să ne placă și nouă. Amin? În încheiere, vă reamintesc de acei evrei care făceau ce nu plăcea Domnului, să nu fim printre aceia. Să fim urmașa lui David, despre care spune Scriptura în 1 Cronici, capitolul 15, versetul 5, că numai odată și-a permis să facă ce nu plăcea Domnului. În rest este scris așa, că David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului. N-a găsit David cu ce să bucure. Ba da, scrie în Psalmul 16, am mare bucurie în toate astea. Dar când odată și-a permis David să facă ce nu plăcea Domnului, a avut gust bun în urmă. Ca după căderea în păcat inițială, traume sufletești, boală și toate celelalte necazuri. Și în ultim gând, să știți că omul are de ales întotdeauna între plăcerile sfinte sau plăcerile diabolice. Ai de ales. Ori te duci la scaunul celor batjocoritori, cum scrie în Psalmul 1, ori își găsești plăcerea în legea Domnului. Nu se poate. Ceva vei alege. Undeva te vei duce, ceva îți va plăcea, depinde ce. De aceea vă citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, asta e exact pentru ultima generație. Nu numai, dar atunci își va atinge apogeul această realitate. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc de la versetul 10. Arătarea ultimei înșelări se va face prin puterea satanei, ca la început tot satana se ocupă de asta, cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. V-am spus, diavolul umblă la doctrină, la ideologie întâi. Versul 12, secretul. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, adică cei ce atunci când mă aud spunând să nu mai meargă să joace fotbal dacă s-au pocăit, să nu mai intre pe internet și să nu mai meargă în localuri vinovate sau unde îi dans în loc de smerenie, cei ce nu mă cred când spun asta, știți de ce nu mă cred? Toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelejuire. Au altă plăcere, de-aia nu mă pot crede. Dar asta e criteriul după care Dumnezeu îi va selecta și îi va condamna pe unii. Asta spune și Ioan în epistola sa, 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15. E aceeași idee. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Vedeți că o iubire tot există? Ori iubirea pentru Dumnezeu și lucrurile sfinte, ori iubirea pentru lume. Nimeni nu va spune, eu iubesc pe Satana. Nu! Dar ajunge să iubiți marfa Satanei, provocările, poftele, plăcerile lui. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești. Să mâncăm, să bem, să ne distrăm. Pofta ochilor, observați, e dusă la maximum. Și lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și finalul știți, nu? Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, adică cel ce are plăceri ca și Dumnezeu, rămâne în veac. Adică plăcerea nu vi se va întrerupe, va continua pentru eternitate. Toți ceilalți au plăcerile de o clipă ale păcatului. Dragi tineri, alegeți. Să vă bucurați o clipă la mase Satanei, fără opreliști, sau să stați la masa lui Dumnezeu și să aleagă el meniul, dar de la masa asta nu vă mută nimeni. Vă veți bucura pe vecii vecilor. Eu vă doresc poftă bună cu Domnul. Amin.